Am văzut că v-a plăcut foarte mult reacția la filmul Andrei Gogan, unde se vorbea engleză ca la ea acasă. Shut up! Get out of my car! Or even love each other, mom! Doamne fere! Așa că am zis să vă aduc o altă ecranizare spectaculoasă, de data asta un scurtmetraj în limba română de 30 de minute, cu titlul Nonconformistul, făcut de Gabriel M.G., Gabriel Magneziu. Acum stați și vă întrebați cine e acest Gabriel M.G. Posibil ca unii dintre voi deja să-l cunoașteți, păi el e Gabriel. Unora le place cola, dar mie nu-mi place cola, mie place Pepsi! Un student la actorie care a ajuns un villain, un personaj negativ în această industrie și a făcut un film în care ne arată cum e lumea teatrului de fapt. În ochii lui e demodată, depășită și vrea o schimbare. A ajuns atât de villain încât și-a făcut și părul alb pentru acest film, un fel de Kaneki Kun din Berceni. Oh, she a tail, she a tail, so no, she cool me all. Glumesc, de fapt, vopsit, alb și machiat, zici că e Ursula din Micuța Sirenă. Oh my God! Sau Johnny Depp în Fantastic Beasts. Oh my God! La fel ca la filmul Andrei Gogan, vreau să-mi scrieți în comentarii cel mai penibil moment din clipul ăsta. Minutul și secunda de la cea mai cringe fază peste care n-ați putut trece. Pentru că sunt destul de multe. Sunt curios care o să fie cea mai tăguită. Acum să începem scurtmetrajul unde scriptul a fost făcut de Gabriel Magneziu, personajul principal jucat tot de Gabriel M.G., regia tot de Gabriel M.G. și să vedem ce-a mai făcut. Bocua, cine nu dă subscribe în 5 secunde este prins de această păpușă și împușcat. Nu aș fi ajuns unde sunt acum și atât de bun în ceea ce fac. Parcă văd cum stătea el și a gândit-o pasta la laptop, hai să fac cel mai clișeic intro. Hai să apar îmbrăcat de la vagabond și cu ochelarii lui Dorian Popa pe o melodie rock care să nu se potrivească cu stilul meu vestimentar, doar ca să arăt cât de badea sunt eu. Bună. Știi, aici nu ai voie să se... Îți aduc ceva de băut? Un pahar cu apă sau ceva? Da. Uite. Spune-mi, te rog, care e... I-a cerut paharul cu apă doar ca să-și stingă țigara. Mamă, ce golănaș! Mamă, a făcut el pal dracu. Gen, a, n-am voie cu țigara aprinsă, eu te fă proastă și adu-mi un pahar cu apă doar ca să-mi sting țigara în el așa în ciudă. Asta mă întreb și eu. Iar acum facem cunoștință cu personajul principal al acestei ecranizări. Și-a dat parasolarul de la ochi, omul s-a uitat la Squid Game și a zis să-și facă și el un tatuaj ca lui Louis Stan Corean. Spune-mi, te rog, care e problema? Asta mă întreb și eu. Bine, păi uite aici, spune că ai niște probleme de atitudine. Ce psiholog mai e și ăsta? Îl întreabă care e problema și după se uită pe niște foi și află care e problema. Ce erau foile alea? Niște rezultate la teste? Adică de ce l-a mai întrebat dacă avea răspunsul chiar acolo? Ai niște probleme de atitudine. Da. Hai să ne prefacem că n-ai făcut nimic și să începem cu dreptul. Eu sunt doamna psiholog Suzana. Felicitări! Pe tine cum te cheamă? Dar ce nu scrie acolo? Cu metre, ce ai pățit? Că-ți dă femeia asta o palmă de te aruncă după canapeaua aia. Deci ați înțeles câteva lucruri despre personajul ăsta. E arogant, e nesimțit, se crede superior. Vreau doar să te ajut să te simți confortabil. Stau foarte confortabil. Stau confortabil, de te morți mă, de proastă. Aici scrie că ai niște probleme de atitudine. Dar ce am? Îți zic eu ce ai. Ai un tatuaj fals pe gât și niște cărbune pe la ochi. Povestește-mi cum a fost copilăria ta. Omule, e a doua oară când oftezi uitându-te într-o parte. Gesturile astea devin repetitive. Dar nu te-ai gândit și la ei că poate enerva modul în care te comportai? Acum că stau să mă gândesc, bănuiesc că se temeau că aș fi... nebun. Și poate că sunt. În afară de faptul că momentul ăsta e absolut penibil, nu are niciun sens. Ce treabă are faptul că cei din jur nu suportă atitudinea? Nu are nicio treabă cu teama de a-l crede nebun pe el. Scenariul e atât de prost făcut încât nici nu au putut să construiască o conversație logică în așa fel încât să ducă la trăsătura asta importantă a personajului, cum că ar fi nebun. A fost ceva de genul: vânzătoarea de la magazin a uitat să-mi dea restul. Și de ce crezi că a făcut asta?
Cred că se temea că aș fi nebun. Înțelegeți ce zic? Și poate că sunt. Dar asta mă face să fiu diferit. Din câte observ, el crede că zâmbetul ăsta în colțul gurii, de zici că se screme, e definitoriu pentru personajul lui. Că văd că l-a pus și la poza de profil a canalului, și în thumbnail, și în posterul filmului. O să am coșmaruri cu zâmbetul ăsta. Mă mir că nu există o pagină cu aceeași poză cu Gabriel mâgând fiecare zi. Bun. Un nou an. O nouă provocare pentru voi prăpădiților. Dana Budeanu? E și la actorie? Stați să vă ajut. Popin Cristo. Acum îl vedem pe nonconformist cum se descurcă în cercuri de oameni. Și e la fel de nesimțit ca la început. Stați să vă ajut. Lasă, Ana, că mă descurc. Stai liniștit. Cine e atât de sclavone încât să scoată hârtiile din geanta unei profesoare? Îi mai invadează și bunurile. Cam exagerată asta, dar din nou o altă metodă negândită prin care s-a vrut scoaterea în evidență a unor trăsături. Deci Olivia va fi Ana, Viola va fi Maria, Maria va fi Cristina, așa, Malvolio vei fi tu. Aha. Malvolio? Mamă, deci numele ăsta îi se potrivește la fix. Și ok, vrei să arăți că ești nesuferit, dar asta nu înseamnă că fiecare replică trebuie să fie însoțită de un... Aha. Aha. Să știți că am citit tot ce a scris Shakespeare. E extraordinar, du-te la masă. Auzi, copile? Anul trecut am înțeles. Te-am tolerat. Deci dacă și anul ăsta o să continui cu atitudinea asta, eu nu te văd bine. Posibil să fie de la vârstă. Bă, coaie, ce ți-a făcut femeia asta? Mamă, gata, m-am enervat. Las-o pe Dana Budeanu în pace. N-a fost să zică nimic, n-a fost cu intenție. Nu? Nu că a fost cu intenție. Bun, gata. Acasă, liber. Păi nu citiți textul, nu merge lucra. I-a arătat pis omul, mă. I-a arătat pis și a plecat. Atât a putut el. Și uite gură la tipa asta din spate. Ce a văzut, frate, aici, că zici că e din thumbnail-urile lui Shelley? Măi, frate, ce-i cu tine? Că nu înțeleg. Adică nici n-am început bine și deja ai luat o razna. E o mare actriță? Omul își ține geaca pe un număr, are șervețele la gât și mănâncă salată dintr-un carton de la Mac. Asta e deja iconic, bro. Încearcă atât de rău să arate că e nonconformist, nu e ca și cum știm deja asta din titlu. Și partea gravă e că a menționat într-un interviu că se aseamănă puțin cu personajul portretizat în film, adică așa era el înainte. Și mai am o întrebare. Cât la sută te asemeni tu cu personajul din scurtmetraj? Tu chiar ești tot la asta nonconformist? Încerc. Încerci. Sunt în mare, mare proporție, gândesc ca el, nu neapărat și acționez. Bine, acum nu știu dacă să-l cred pe cuvânt, pentru că în același interviu se mai fac și afirmații de genul. Foarte frumos. Ești un actor foarte bun și am remarcat asta. Mă chinui. Stop the cap! Stop the cap right now! Stop the cap! No bullshit, bro! Că e clar că nu ai cum să schimbi ceva. E... spune-ți cuvântul și, în fond, să fii tu bine. Omule, ai mâneci și în același timp nu ai mâneci. Ce e asta? Nu înțeleg. Ăsta nu e nonconformism? Să arunci gunoaie pe jos? E diferență mare între a fi nesimțit și a fi nonconformist. Deci nu știu ce încearcă să... Știți vorba aia, ești ceea ce arunci. Iar dacă a fi diferit înseamnă să nu pleci capul, atunci normalul este cea mai crudă insultă dintre toate. What are you talking about? Shut the fuck up. Te-ai uitat pe text? Mhm. Zi-mă, te-ai uitat? Da! Omule, ai o draperie pe partea dreapta corpului! De unde ții țoalele astea? Vreau să știu și eu, serios, vreau să-mi iau și eu. Vezi că ai scene de dragoste cu Ana. Ușor, ușor, ce aveți, ce aveți? Dar tu ai uitat ce rol joci? Ce rol joc? Același pe care l-ai în viața reală. Deci draperia îi face viața mai grea, uitați-vă cum se chinuie să gesticuleze. Deslugă. Ce nesimțit! A, și-ai uitat cât de bine joci? Oh, a făcut zâmbetul, coaie, a făcut zâmbetul, deci zâmbetul ăsta o să vă chinuie toată ziua. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Nu ție ți-a zis bună ziua, i-a zis bună ziua cameramanului care se vedea în umbră, cu tot cu microfon.
Începem cu scena dintre Viola, Maria și Malvolio. Vine imediat, dar e cam ciudat. Să știți că e apucat, doamnă. Dar ce, e bolnav? Nu cred. Dar zâmbește așa, ca pe lumea înaltă. Deci chiar îmi place cum joacă tipele astea și câteva din celelalte personaje, adică e ceva ce aș vedea într-o piesă de teatru. Dar după vine nonconformistul care zici că e la serbarea de la grădiniță. Dulce, doamnă! Ho, ho, ho. Dar ce-ți vine să râzi? Eu te-am chemat pentru că sunt tristă. Așa ești tu tristă? Poftim? Așa ajungi tu tristeța. Da. Care e problema? Problema este că totul este vechi și obositor. Cine se uită la așa ceva? Cam ăsta e semnalul de alarmă pe care vrea să-l tragă nonconformistul. Teatrul este boring. Cine se mai uită la vechiturile astea? Shakespeare, Caragiale? Și îi înțeleg frustrarea, chiar dacă eu n-am nimic împotrivă cu ce piese de teatru se țin în zilele noastre. El face o generalizare absurdă, dar îi înțeleg acest gând. Hai să vedem ce soluție are el. Cum crede el că ar trebui să arate o piesă de teatru? Și ce propui, dragule, să facem? În loc să intru ca o mortăciune, am putea face ceva de genul ăsta. Să moară mama, ce mișto, eu sunt nou gigolo, îmbrăcat și parfumat, sunt cel mai sexy bărbat. Să moară mama, ce mișto. Deci nu pot să cred așa ceva, la ce mă uit aici, ce e chestia asta? De unde până unde ar funcționa melodia Soi un gigolo într-o piesă de teatru? Acompaniată de niște mișcări lascive? Ăsta e take-ul tău în legătură cu schimbarea teatrului plictisitor? Cocalarizarea lui? Dar hai să ne uităm în continuare, poate are și alte idei. Și parfumat, sunt cel mai sexy bărbat. De ce omul se mișcă de zici că e Nikita la Acasă TV? Sunt singură, te aștept și plâng. Doar tu ești tot ce pot gândând. În suflet și inima mea, doar tu. Aici o puteți vedea pe Ursula cum o convinge pe micuța sirenă să ia vocea. Și nu înțeleg, asta ar trebui să fie o fază amuzantă sau chiar asta e soluția lui pentru teatru? Oricum ar fi, e ceva foarte penibil. Eulo, ce ai, frate meu, că îi dădeai un cap în gură? Da. Nu. Exact, o iubesc pe profa Dana Budeanu. Gata! Ia ieși afară! Dar ți-ai cadut așa un pic de rușine? Ieși afară! Eu nu sunt obligat să stau să-ți tolereție mizerile astea! Îți cer scuze. Că trebuie să încetezi. Adică, ok, am înțeles glumele, micile jigniri, doar că mai avea puțin șoloai la bătaie. Și câștigam! Uleu, ce câștigai cu Medro? Îmi place că tot el încearcă să schimbe teatrul, dar în același timp folosește numai clișee și idei depășite. Cum ar fi asta în care se face un cutscene în care el dansează cu profa și totul e roz. Ce e asta, Disney Channel? Oh, doamna teatrului românesc! Ce faceți în această dimineață frumoasă? Nu, 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 așa nu. Bun, unde a rămas ieri? Spune-mi că data asta s-a îmbrăcat normal. Spune-mi că s-a îmbrăcat normal, te rog. Spune-mi că o să se deschidă ușa aia și o să apară îmbrăcat în ceva ce nu pare luat din Mad Max. O, o nouă zi cu marea doamnă. Bro, ce ai pe tine? Epolezi de aur? Deci vreau furnizorul, vreau să știu de unde își cumpără toate astea. Mă repet, că ce altceva am de făcut? Dacă și azi vei continua cu atitudinea pe care ai avut-o ieri, poți să pleci acasă. Va fi cu minte, va fi cu minte. Mulțumesc, domn avocat. Bineînțeles, o altă zi la facultate, un alt episod în care nonconformistul face pe nesimțitul și spune tot ce îl deranjează. Fără jigniri, păi de la dumneavoastră așa am învățat. Efectiv. Auzi? Dar care e problema ta? Uleu, a apărut Master Splinter din Țestoasele Ninja să-l învețe pe Gabriel Magneziu o lecție. Îngânfat și de arogant. Crezând că în felul acesta o să te placă cineva cu atitudinea asta. Aoleu, aoleu, fiți atenți cum a intrat violoncelul ăla pe fundal ca să arate cât de important e discursul acestui băiat. Mai clișeic și basic de atât nici nu se putea. Îți e frică de ce va spune lumea despre tine? Îți e frică de faptul că vei rămâne singur? Îți e frică că nu vei avea niciodată niciun prieten? După ce își termină băiatul ăsta discursul, nonconformistul se gândește că a venit timpul să-și țină și el predica. Ascultă-mă foarte bine, în viața ta asta scurtă și patetică, să nu îndrăznești vreodată să mai adresezi un cuvânt! Ha,
A dărâmat scaunul el, mă. A dărâmat scaunul, atât de nervos a fost. Stăm aici câte 6 ore pe zi cu Shakespeare ăsta? Când generația de azi măcar nu-l știe sau are habar cine e. Serios, ăsta e argumentul tău? Că nu știe lumea cine e Shakespeare? Nu numai că nu are dreptate, dar uitați-vă cât de repede i-a pus pe gânduri pe colegii lui și pe profesoară. În ce univers paralel se întâmplă asta? Eventual se vor plictisi. De ce? Pentru că vor să vadă proiecte noi, spectacole noi, idei noi, concepte noi. Dar noi vom putrezi cu Shakespeare și Chekhov în brațe până la atâși bătrâneți. În loc să venim cu adaptări pe bune. Da, adaptări pe bune, nu? Schimbăm o replică, băgăm o replică. Dar cine să facă chestia asta când toți directorii de teatre au vârsta pensiei, a? Cine? Abia aștept să scap de aici și să fac ceva pe bune cu diploma aia amărâtă în teatrul românesc în secolul 21. Ce ai, mă? Omul nostru tocmai și-a distrus cariera de actor în teatrul românesc înainte să termine facultatea. Ce a zis el aici e echivalentul unui vis de ăla din School of Rock cu Jack Black. Gen, școala e nașpa, frate, e așa veche și nașpa, vrem schimbare! Doar că argumentele lui sunt nefondate și nici nu vine cu exemple bune de așa da. El vrea, cu alte cuvinte, cocalarizarea teatrului sau un fel de comedia de l'arte. Pentru că în câteva minute o să vedeți cum ar trebui să fie teatrul după scenariul lui. Dar până atunci mai trebuie să îndurăm niște scene. Ok, asta cred că a fost cea mai amuzantă fază din tot filmul. Și mamă cum își pune șampanie, zici că e timișoreana la pet. M-am născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci pot spune că sunt Dumnezeu. Nenumitul. Dar cum să ai așa God complex, frate? Sorry, my English is not very good. Și în plus zâmbetul, mamă, zâmbetul, iar uitați zâmbetul. Trebuie doar să înțelegi că poți să fii tu și fără să le dai altora în cap. Crede-mă, n-ai nimic de pierdut dacă încerci așa. Bine. Bun. Cu voi a vorbit ceva? V-a spus, mai vine, nu mai vine? Ia, uite cine a venit. Ce dor mi-era de tine. Deci vă rog, sper ca de data asta să apară îmbrăcat în niște haine normale. Please. Sper că nu are ceva nonconformist pe el ca să forțeze ideea că el e nonconformist. Te rog, te rog, te rog. Cred. Bă, frate, ai o jumătate de cămașă albă și jumătate de cămașă neagră. Vreau să știu de unde ți-ai țoalele, de la Cruella? Vreau să fiu și eu nonconformist. Bă, acum serios, eu n-am nimic cu țoalele lui, doar că mi se pare amuzantă încercarea asta de a arăta cât de nonconformist e personajul. Da, hai să facem teatru pentru secolul 21. Hai, copii! A venit el hotărât, mă, să facă teatru pentru secolul 21. Ăsta e momentul de care v-am spus. În continuare o să vedem cum vrea el să arate teatrul. Și mi se pare foarte grăbită și îndesată acțiunea, adică deja profesoara îi cântă în strună și colegii la fel, doar pentru că a avut o vizită la psiholog. Hâțândrule! Hâțândrule, vai! V-ați prins? Gen, e ceva actual și relatable. Hâț Johnule! Și mai rău de atât, replica lui Robbie Roberto. În rest, ce face el e doar o sexualizare a piesei lui Shakespeare la modul grotesc. Mă refer să o călărești, să o rupi, să... Vă zic sincer că nu aș plăti pentru o așa piesă de teatru. Teatrul rămâne o formă de artă foarte classy și așa învechită cum o consideră Gabriel Magneziu, funcționează. Are ceva aparte și nu e pentru toată lumea. Bă, dar nu vă imaginați acum că sunt eu mare consumator de teatru și că mă uit așa la voi în comentarii.
Dar ar fi păcat să fie stricat doar pentru că cineva vrea să vadă cocalarii și bombardierii de pe internet transpuși într-o piesă de teatru. Îl înțeleg într-o oarecare măsură pe Gabriel Mg, pare genul de persoană impulsivă care vrea să facă tot ce îi trece prin cap și crede că toate ideile lui sunt și bune. Omul s-a uitat odată la Joker, Whiplash și posibil Good Will Hunting și a zis: mamă, să vezi ce film fac acum. Dar a ieșit ceva foarte stângaci, iar raportat la cinematografia din secolul 21, scurtmetrajul e plin de clișee și penibilități. Cam ăsta a fost clipul, sper că nu v-ați cringuit prea tare. Dacă da, să scrieți minutul și secunda pentru cel mai penibil moment. Și acum când mă uit, bă, cred că, mamă, ăsta e cel mai lung clip de pe canal. Wow. Nu cred! Nu cred!